Deci numărul de schimbări, numărul de schimbări a celor trei sunt egale cu, sunt șase număr de schimbări, da? Egal cu șase. Sunt șase schimbări. Permutări se cheamă asta. Permutări. Permutări. Da, da, tu îmi dai ce mulțime de cifre? 1, 5 și încă o dată 5. Deci, pe 5, cifra 5 s-o repede două ori. Păi, simplu. Păstrez pe 1, ce-am spus, și pe celelalte două pun 5 și 5. Și dacă le schimb între ele, nu, degeaba le mai schimb. Da? Și apoi, aș aduce pe 5 și aici celelalte două, 1, 5 și iar 5-ul și 5, 1. Astea două mi-am schimbat. Da. E foarte că aș băga pe 3, pe 1, pe rând, la cifra sutelor, la 10-lor și la unităților. Astea sunt cele 3 numere. Da? Din cauza că ai avut două egale, n-au mai fost toate diferite, n-am decât la jumătate din cele 6, din cele 6 cât îmi dăduse de data trecută, am mai 3 acum. Da? Asta este motivul pentru că nu am posibilitatea să le mai fac cum am jucat aici. Am păstrat pe 1 și pe celelalte două le dai și cum să mai schimb. Da, nu avea rost. L-am adus pe 5 și pe celelalte două le-am schimbat. Și dacă adus pe 5 aici și iar le schimb celelalte. Este aceeași poveste. Da? Ai înțeles. Deci numărul lor este 3, da? La 5. La 6. Care este cel mai mare număr impar cu 4 cifre care are toate cifrele diferite? Cel mai mare număr impar. Numerele impare sunt cele care se termină la sfârșit la unități cu 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 și 9. Așa. Deci, numerele impare. Deci e vorba de un număr impar. Am să zic A, B, C, aici, X, A, B, C, X, unde despre X aparține, îl găsesc în variantele 1, 3, 5, 7 și 9. Poate că trebuie să fie așa. A, B, C, 1 sau A, B, C, 3 sau A, B, C, 5 sau A, B, C, 7 sau A, B, C, 9. Iată variantele. Astea sunt 1, 3, 5, 7. Când la sfârșit de 1, 3, 5, 7 și 9, gata, sunt numere impare. Adică nu îl poți împărți în două. Bunare, pe... Dacă ai, să zicem așa, ai o grămadă de 11 mere. Nu poți să faci egal într-o grămadă și în cealaltă. Că trebuie să faci 5 și într-una asta 6. Nu poți să pui număr egal și într-o grămadă și în cealaltă. Nu le poți împărți în două grămezi egale. Nici pe 13. Că pui 6 și dincolo 7. Nici pe 15. Că pui 7 și 8. Nici pe cine ar mai veni. 15 am zis 17. Că pui într-o grămadă cât 8 și în cealaltă 9. Și nici pe 19, că pui într-una 10 și alta 9. De ce nu poți să spui că din cauza că nu poți să împarți în două grămeze care să fie același număr. Hai să zicem că avem 19 banane. Nu le poți împărți la doi prieteni în mod egal. Adică dacă rupi o banană și o dai în două. Asta. Da? E, și acum, ce să mai spun așa? Deci, care este cel mai mare număr impar cu 4 cifre, care are toate cifrele diferite?
Deci, toate să fie diferite și să fie cel mai mare număr. Deci, ne-am clarificat. La sfârșit, aici, 1, 3, 5, 7 sau 9. Dar el să fie cel mai mare. Și toate să fie diferite. Deci, cel mai mare, hai să scriu, dintre ele, cel mai mare și, încă ceva să am, A diferit de B, diferit de C și diferit de X-ul acela. Toate diferite. Să zicem, dacă pe, ca să fie în cel mai mare, ar trebui ca o să fie 9, B-ul 8, că nu pot să iau tot 9. Deci am luat 9 la cifra miilor. La cifra sutelor se iau 8. La cifra zecilor se iau cine? 9, 8, 7. Deci 9, 8, 7. Și la cifra mâinităților se iau pe cine? Pe 6 ar veni, dar 6 nu-i par. Atunci imediat unul mai mic, 5. 9, ia să vedem dacă este cel mai mic. 9, 8, dar de ce 9 ca să fie cea mai mare? La cifra miilor, 9.000. N-am să zic 8.000 și 900. 9.870, 9.870 și aș vrea să fie și aici 9. Nu am voie. Atunci 7. Nici vorbă. Atunci 8. Nu am voie. Și atunci mă duc la 5. E trebuie să fie impar. Ăsta este numărul căutat. 9.875. 9.875. Ai înțeles de ce? Urmărind cel mai mare, vreau mare, cel mai mare, cea mai mare cifră la mii. Apoi a doua cifră, nu mai pot lua 9, ci iau 8. Ca să fie diferită. La sute. Acum, la 10 să fie cât de multe. Nu pot să iau 9. Ar fi cât. Nici 8 nu mai pot. 7. Da? 7. Și în sfârșit la unități, tot multe să fie, ca să sprijine număr, să fie mare, dar de fel de 9, de 8, de 7, deci rămânești 5. 6 n-am voie. Da. Iată că am făcut și pe 6-a problemă. Și în sfârșit să ne ducem la a 7-a. Da? Deci, această lecție nu înseamnă că nu poate fi văzută și de toți românii. Și observați, dragilor, că lucrurile nu sunt foarte preparate deocamdată, din ce mi-a trimis acum Ana. Bănuiesc, este o clasă mai deosebită, cu selecție făcută, dar probabil că o să vină și probleme interesante, dificile, și sperăm să le facem. Deci nu, vă dați seama, părinții le-aș face, le fac foarte repede, ce încerc eu să fac este să procesez așa încât să pot dialoga cu Ana, de fapt cu toți copiii de vârsta lui Ana, și pe părinți să le spun cum anume pot face problemele acestea la nivelul lor. Pe nivelul lor de înțelegere, da? Asta e foarte important. Alex are o cutie cu un lacăt în care ține o comoară. Are un cifru la lacăt format din cifrele. Deci cifru cu din cifrele 5. 5 se repetă, 5, nu pot pune mulțime, 5, 5, 7, 3. 7, 3. Folosește indicele de mai jos ca să descoperi cifra. 7 nu e la sfârșit. Deci 7 nu e la sfârșit, nu e la unități. 7 nu e la sfârșit. Deci nu îl pun la unități. Înseamnă că 7 îl pot pune de la 10 sute mii. Bun. Deci 7
ar fi de la poziția a treia. Nu? De la, pardon, de la a doua, de la 10, deci undeva s-ar duce așa. Cele două capete au cifre diferite. Deci cele două capete au cifre diferite. Deci nu pot fi 5 și 5. Deci numărul nu poate să fie de tipul... deci nu poate fi încă o dată 7, nu e la sfârșit. Deci nu se poate să fie 7, A, B, C, 7. Nu așa. 7 poate să fie la sfârșit. Adică unde poate să fie dacă nu la sfârșit? De aici începând. De 7-le, pe 7 îl aștept începând de aici, în cele trei poziții. Cele două capete au cifre diferite. Adică capetele nu pot fi 5-5. Deci capetele au... Asta e. Deci nu pot fi 5-5. Deci nu se poate dăva 5. Deci o altă restricție este că nu am voie să spun 5 de ce 5. Nici asta nu e posibil. Adică un 5 poate să fie, dar nu am un 2. Deci, nu am 5-ul. Un poate să fie 5-ul aici și 5-ul celălalt bila dincolo, da? Deci nu vine 5-5 și până 73 să le bag pe aici. Asta trebuie să spun. 3 este cel mai la dreapta. Clar, pe 3 îl bagă la unități. Acum încep să înțeleg. Deci, obligatoriu. Numărul căutat arată așa. 3 la unități. Așa. 7. Dacă pun pe 7 aici, care e voie de aici începând, 5-5 sunt unul lângă altul. Cei doi de 5 nu sunt unul lângă altul. Nu sunt unul lângă altul. N-am și această restricție. Deci nici nu pot fi la sfârșit amândoi, nici la început. Deci, asta înseamnă că 3, 7, 5, 5 nu pot să pun așa. Nu. Da, 7. 7 care putea să fie aici și pe urmă 5, da. În clipa asta s-a întâmplat ca toate restricțiile să fie îndeplinite. Anume, 7 nu este ultimul, adică de la al doilea acolo. Cei doi de 5 nu pot fi la început și la sfârșit, cel mai unu. Iar cei doi de 5 nu pot fi unul lângă altul. Deci nici varianta asta 5-5 nu e acceptată, da? 5-5-7-3, nu. Și atunci, singura variantă este aceasta, în care 3-ul rămâne, cum spune, 5-ul spre prima și 7-5, ca să nu fie cei doi de 5 unul lângă altul. Cam asta este tema. Ana, hai să-ți propun și eu o problemă. Deci, o să vezi acolo Mario cum lucrează cu vilele și cu 7 camere și cu 3 camere. Dar pentru început eu îți propun asta. În curtea unui gospodar sunt găini și iepuri. Deci găini și iepuri. La un loc. 5 capete. 5. Dar nu știu câte găini, nu știu câte iepuri. 5. Deci, 5 capete. Am să le desenez. Încercăți. Una, două, trei, patru, cinci. Cinci capete. Dacă le număr picioarele, luăm la un loc, sunt, hai să spun, 14. Deci, cinci capete și 14 picioare. Și 14 picioare. O găină câte picioare are? 2, da?
Domnul Iepure, patru picioare. Ei, dar să încercăm noi să gândim problema. Dacă toate, dacă cele cinci capete ar însemna numai găini, dacă ar fi numai găini, dacă ar fi găini, toate, da, mai găieni, atunci am avea pentru fiecare, nu? Dacă ar fi numai găini, situația ar fi așa. 2, 4, 5. Două găini, da, iată, două picioare aici, două picioare aici, două. Și am de rezultat 10 picioare. 10 picioare. Am avea 14. Înseamnă că sunt și iepuri. De la 14 scăzut 10, egal cu 4. Am 4 picioare plus. De unde vin picioarele astea? De la iepuri. Iepuri au mai multe. Așa este. Hai să transformăm o găină în iepuri. Transformăm o găină în iepuri. Adică ce mai face doar găina asta? Ca să o faci în iepuri. Îi punem încă două picioare. Îi punem încă două picioare. Ia să-i facă iepuri. Și iată că am făcut o iepuri. Din cele patru picioare am consumat două. Și mai am de două și o fac și pe găina asta iepure. Și atunci, iată că în clipa asta, observ că am consumat toate cele 14 picioare, 4 și 4, 8 cu 6, 14. Este situația care îmi convine. Sunt tot 5 capete. Da? Tot 5 capete. Și iată că am venit și am punctat, sunt 3 răspuns corect, răspuns la problemă. Răspunsul înseamnă câte 2 iepuri și 3 găini. Scrie românește că tot nu înțelegi tu. Da. Da. Ca să, pentru români, cei care sunt urmăresc problema asta. Aici, Ana, cred că dacă ți-aș da, că sunt 16 picioare. La 16 picioare am crescut numărul picioarelor. De unde provin 16? De la încă un iepure. Atunci răspunsul pentru 16 picioare ar fi 3 iepuri și 2 găini. Dacă zic 18 picioare, atunci mai transformă o găină în iepure și iată că avem 4 iepuri și 5 găini. Și o găină. Și dacă spun 20 de picioare, înseamnă că sunt numai iepuri. Dacă dădeam 22 de picioare, e o prostie. Păi numărul maxim de picioare care trebuie să-l dau este doar până 20. Deci numărul minim este de 10, când a fost numai găini. 10. Și numărul maxim, da, deci 4, 5, 20. Deci eu când formulez problema, nu dau numărul picioarelor la întâmplare, ci analizez cu foarte multă grijă. Și zic, mă, trebuie să dau un număr de picioare cuprins între, deci numărul minim. Număr minim. Picioare. Înseamnă 5 ori 2 egal 10 și număr maxim picioare înseamnă 5 ori 4 și egal cu 20. Deci eu când formez problema, doar că am zis 5 capete, imediat mă gândesc la picioare, mă, n-am voie decât între 10 și 20. Am voie să zic
10? Da, că sunt toate găini. Dar nu 8. E o prostie. Am voie să zic 12, 14, 16, 18, 20, da? Dar nu 22, că e o prostie. Stai că acum mi-a venit în minte un lucru. Oare și putea întreba dacă 17 picioare se pot forma o problemă cu 17 picioare? Ce părere ai cu 17 picioare? Nu pot forma... Nu pot gândi o problemă de asta că 2 și cu 4 și numai numere pare adunate acolo. Nu dau un număr impar vreodată. Nu. Deci așa o problemă nu se poate face. Deci iată, eu nu am voie să dau un număr impar. 11, 13, 15, 17. Chit că se încadrează. Ci numai numere pare de acolo. Iată câte probleme frumoase de aici. Și tu poți face probleme de asta. Și te-aș ruga, Ana, să-mi propui o problemă. Ia-ți tu un număr de capete, nu 5, am luat-o cu 5, așa, dar poți iei 23 de capete. Găișe până acolo, adică capul, cât să mă au loc, da? Mestecat acolo, vărilor. Și formează un problem, chiar așa, cu 23 capete, formează cu tu cu picioare. Și te duci la prietenii tăi, la școală, că am înțeles numai tu și cu ce ăștia, cu clasă chineză, ai câmpa, nu? Și restul sunt indieni. Da, la Microsoft, indienii sunt la ei acasă. Și fiind cartierul cel mai mult de copii din Microsoft, indienii sunt foarte mulți. Voi sunteți două fetițe, parcă albe, nu? Indienii sunt, repet, număr mare, mare. Și de educația lor să ocupe. Dacă tu, Ana, faci problema asta și o traduci în engleză, vei fi cu adevărat o vedetă. Că ai de duci și le explici cu colegilor tăi problema în engleză, este extraordinar. Și acum te propui așa, cu 23 de capete sau un alt număr în importanță, numărul maxim de picioare 23 ori 4, chiar așa. Hai să faci 23 ori 4. 23 ori 4 este egal cu 23 plus 23 plus 23 plus 23. De câte ori adunat 23? De 4 ori. Și faci 3 și cu 3, 6. 13 cu 3, 6, 6 cu 6 fac 12, 2 și 10 la ce o păstrăm, și 20, 40, 60, 80, și cu 10 aceea, 40 cu 80 cu 10 aceea, fac 92, 92. Vă zic că tu trebuie să dai urmă de picioare până de 92 și cel mai mic de numărul minim. 23 ori 2 și fac pe 23 și cu 23 adunat de 2 ori fac 46. Deci tu dai numărul de picioare începând la 46, 48, 50, 52, 54, 56, la 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 la, până la 92. Și totdeauna problemele acelea vor avea soluții. Când dai 46, înseamnă că toate 23 sunt găini. Când dai 48, ai și un iepure, adică vei avea 22 de găini și un iepure, și uite așa, asta faci, când mărești cu 2, mai adaugi un iepure. Deci câte grupe de 2 bagi, atâția iepuri, ai văzut cum atașăm cele două picioare în plus. Și iată cum poți forma probleme de acestea. Foarte frumoase. Da? Deci te trezești că ești și propunătoare de probleme. În condiții în care înțelegi mecanismul de rezolvare. Este minunat să fii și propunătoare de probleme. Iată că am ghicit aici ce lucruri. Trebuie să știm care e numărul maxim, numărul minim de picioare, ca atunci când le dai să te încadrezi între. Deci câte capete ai înțelegi cu 23, cu 2 și pe urmă cu 4 și găsești număr minim și număr maxim de picioare.
după care treci la treabă și poți formula multe probleme. Te las să-mi dai răspunsul. Vreau neapărat să-mi trimiți răspunsul. Fă și tu un filmuleț și spune-te, bubule, cum se face. Și mi-ai explici cum ai înțeles tu problema asta. Aștept nerăbdare ca să pui și tu un filmuleț. Plângi la tata și la mama să-ți ia o cameră de filmat. Da, aveți camera acolo, cu telefonul, cu poate filma rapid. Și în felul ăsta pui și tu filmulețul pe la Proof Online acolo, vorbești cu Cristi cum se face și să-l văd și eu. Aștept cu nerăbdare cum ai rezolvat tu problema asta. Să știi că îți mai pun și alte probleme frumoase și o să te bucuri foarte tare. Așa că mă opresc aici. La revedere, Ana. Te-am pupat. Pa, pa.